Statele Unite ale Americii și câteva țări din Europa se confruntă cu o triplă epidemie de virusuri respiratorii. Simptomele pot fi similare de la o boală la alta și chiar dacă cei mai mulți pacienți se însănătoșesc în una sau două săptămâni, anumite grupuri, precum bebelușii sau vârsticii, riscă să dezvolte cazuri grave. I think also with three different diseases spreading, there's going to be a lot of illness. So you could get flu this week and recover and get COVID next week. And you can still get RSV even if you're an adult. So I think that there's some real concerns. Sezonul de gripă din Statele Unite a început neobișnuit de repede, adăugându-se la un amestec de virus de toamnă care au umplut spitalele și sările de așteptare ale medicilor. Sezonul de iarnă al gripei se intensifică de obicei în decembrie sau ianuarie. Presiunea asupra spitalelor este cea mai mare în statele din nord-estul coastei americane, precum și în statul Washington, a declarat Down O'Connell din cadrul Departamentului pentru Sănătate al Statelor Unite. Iar în câteva părți ale țării, oficiali din domeniul sănătății cred că ar putea vedea semne timpurii că un val de un alt virus respirator ar putea începe să se insinueze. VRS sau virusul sincițial respirator este o cauză comună la copii a simptomelor asemănătoare răcelii, cum ar fi nasul care curge, tusea și febra. Este un fenomen observat de asemenea și în alte regiuni din lume, printre care Franța, care se confruntă cu o importantă epidemie de bronșiolită. Principala cauză a bronșiolitei este infecția cu virusul respirator sincițial. Simptomele pot fi similare de la o boală la alta și chiar dacă cei mai mulți pacienți se însănătoșesc în una sau două săptămâni, anumite grupuri precum bebelușii sau vârstnicii riscă să dezvolte cazuri grave. Există vaccinuri pentru două dintre cele trei virusuri vizate, amintesc responsabilii sanitari, însă ratele de vaccinare împotriva gripei în rândul copiilor se mențin sub nivelurile din timpul pandemiei. Un vaccin împotriva VRS nu este încă disponibil, însă grupul american Pfizer a anunțat săptămâna trecută rezultate pozitive în urma unui studiu clinic, ceea ce reprezintă o sursă de speranță pentru viitor.